UPL vă recomandă Floramite 240SC. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport, într-o ediție dedicată Agriplanta Romagrotec Digital. Am prefațat încă de aseară întâlnirea noastră cu cei care participă în mod constant la acest eveniment important pentru agribusinessul românesc. Dacă în prima oră a emisiunii am vorbit despre mașini și utilaje agricole, iată că la această oră vom discuta despre semințe, despre cercetare, dar și despre mașini și utilaje agricole, pentru că alături de mine sunt doamna Alina Crețu, director executiv APPR. Bună seara, mă bucur să știu că sunteți prezentă aici în fața publicului nostru. Bună seara și mulțumim de invitație. Mulțumesc și eu pentru prezență. Îl salut de asemenea pe domnul George Stenson, business manager, case, IH și Steyr pentru România, Croația, Bulgaria și Serbia. Bună seara, domnule Stenson. Bună seara, mulțumim pentru invitație. Și eu mulțumesc pentru prezență și în ultimul rând, domnul George Mușat, director cercetare și ameliorare CAVES. Bună seara, domnule Mușat. Bună seara, mulțumesc în primul rând al CEDO pentru oportunitatea de a participa la această emisiune și mulțumesc tuturor invitațiilor pentru discuțiile frumoase. Le mulțumesc anticipat pentru discuțiile frumoase și interesante și publicului telespectator că-s convins că sunt mulți exact care ne privesc în momentul de față. Ne imaginăm un pic că suntem la Fundulea după prima zi de târg, pentru că astăzi ar fi trebuit să debuteze Agriplanta Rom Agrotec pe 4 până pe 6 iunie ar fi avut porțile deschise, de fapt până duminică 7 iunie. Iată că ne întâlnim în formula asta, într-o formulă obișnuită pentru noi ca și difuzare, ca și spațiu de dialog, dar mai puțin obișnuită din postura faptului că această expoziție, acest târg nu are loc în 2020, cum nu au loc foarte multe evenimente de aceeași natură. Motivele le știm, nu le mai enunțăm, pierdem vremea să spunem încă o dată cât rău ne-a făcut această pandemie. Haideți să vorbim poate și de partea plină a paharului, dacă există o astfel de parte în tot contextul ăsta. Dacă n-am fost prezenți acolo, iată că reușim prin intermediul postului nostru de televiziune să discutăm și să ne punem în valoare, în practică, ideile, soluțiile pentru fermieri. Și sunt convins că cei care vor să dezvolte acest subiect vor veni fie către dumneavoastră ca societăți, fie către APPR. Doamna Crețu, o să încep cu dumneavoastră, pentru că de curând, pot spune, de puțin timp, ați reușit să puneți bazele acelei alianțe împreună cu alții parteneri, cu NCSV-ul, APAR-ul și ProAgro. E un an mai greu decât ceilalți ani, cel puțin din ce am putut constata și din ce am putut vedea. Seceta a făcut și creează pe mai departe multe probleme pentru tot sectorul, pentru că ele se răsfrâng și către zootehnie și către cei care comercializează inputuri, semințe, mașini și utilaje agricole. Știu că ați mers de curând în biroul președintelui ASAS, ați fost acolo la o întâlnire cu domnul Valeriu Tabără. Ne puteți spune care a fost motivul și ce ați discutat cu domnia sa? Da, întâlnirile cu domnul Tabără, în primul rând, sunt întotdeauna un prilej de a discuta despre cercetare, despre inovare, despre agricultura românească, despre probleme vechi și soluții, sperăm noi, cât mai noi și cât mai bune pentru agricultură. Întâlnirea aceea a fost un prilej pentru membrii Alianței Agricultură și pentru Agricultură și Cooperare de a pune la cale un mod de a acționa în perioada imediat următoare și le mulțumesc colegilor noștri din Alianță că am ajuns la niște concluzii extrem de interesante și sperăm că drumul pe care îl va parcurge în
perioada următoare alianța va fi cel așteptat de fermieri și sperăm să venim împreună cu colegii noștri din alianță în perioada următoare să vă spunem care sunt acești pași pe care ni-i dorim să-i facem. Într-adevăr, așa cum ați spus, seceta este unul din motivele principale de îngrijorare pentru fermieri în perioada aceasta, pentru că, în special în sectorul vegetal, nu pandemia a fost cea care ne-a dat probleme, ci condițiile meteorologice din această primăvară, toamna anului 2019, iarna care n-a fost deloc ceea ce trebuia să fie pentru agricultură și o primăvară extrem de secetoasă și cu fluctuații de temperatură. Nu mai revin la toate aceste subiecte care ne-au cu adevărat ne-au înnegrit această perioadă a anului. Intrăm acum în vară și intrăm cu culturile de primăvară cu puține speranțe că totuși s-ar putea să avem și vești bune la toamnă și să avem cumva o recoltă de porumb și floarea soarelui, dar este prea devreme să dăm un verdict, dar sunt emoții foarte mari pentru că rezervele de apă sunt mici, chiar și cu ultimile ploi venite în jumătate de sud a țării și în zona de est, încă este nevoie de precipitații pentru culturile de primăvară, iar la culturile de toamnă așteptăm vești din toate părțile, așteptăm o centralizare a suprafețelor care au fost calamitate pentru a vedea ce plan de despăgubiri și ce propuneri avem din partea Ministerului Agriculturii. Deci probleme sunt nu foarte ar mai multe fi, în pentru că am înțeles aceasta. De la Ministerul Agriculturii că pe 15 iunie urmează să aibă o statistică, nu? O centralizare la nivel național și atunci o să cam știm cum stăm din punctul ăsta de vedere. Probabil că mai sperăm. Durează. Datele acestea se cam bat cap în cap cumva, pentru că până la 15 iunie trebuie să se facă constatările. Eu nu știu dacă imediat vor putea să și comunice, adică datele acelea vor fi procesate, vom ști exact care este suprafața calamitată și în consecință care este suprafața pentru care se vor aloca despăgubiri în funcție de bugetele prevăzute de Ministerul Agriculturii. Sperăm ca lucrurile acestea să se întâmple cât mai repede, astfel încât fermierii să știe ce calcule trebuie să-și facă și cum pot să continue cu investițiile în culturile de primăvară și cât de mult pot să spere la un an, cel puțin, în care să-și acopere o parte din cheltuieli cu aceste despăgubiri. Domnul Stenson, implicit impactează starea actuală a agriculturii și industria din care faceți parte. Nu putem să le separăm, nu avem cum să procedăm în felul ăsta. E clar că trebuie să găsite soluții și de o parte și de cealaltă. Ce soluții propune sau la ce lucruri v-ați gândit pentru oamenii care traversează perioade mai grele, mai dificile, cu venituri mai mici, cu multe bătăi de cap, dar în același timp oamenii ăștia au nevoie de tehnologia dumneavoastră pentru a nu rămâne în urmă și pentru a depăși momentele astea grele, momentele astea dificile. Legat de aspectul tehnologic în sine, noi ne-am dat seama cu mult timp înainte, de aproape 30 de ani lucrăm la proiecte deosebite legate în special de recoltatul grânelor și al păioaselor și în general al culturilor prășitoare. Motiv pentru care în momentul în care noi am realizat că tehnologia de acum 30 de ani nu va mai fi la fel de performantă în viitor, ne-am gândit să o luăm pe o cale complet modernă. Motiv pentru care am dezvoltat acest concept care ajută oamenii să recolteze atât în situații extrem de secetoase, cât și în situații cu umiditate ridicată și evident și în cele de timp optim. Legat de întrebarea noastră, ne-am gândit foarte mult în ultimele luni, fiind foarte impactați de partea de asamblare din toate fabricile pe care le avem pe glob, începând din Statele Unite până în Europa, și am ieșit pe piață cu un produs prin Titan Machinery, care un produs financiar
care cumva rezolvă problema de moment, în sensul că prima plată pe care o vor face, această ofertă e valabilă până la sfârșitul lunii iunie, prima plată pe care o vor face fermierii se va întâmpla în octombrie 2021, ceea ce le dă posibilitatea să aibă două recolte și să nu mai aibă toate semnele de întrebare pe care le au vis-a-vis de cultura anului 2020. Sperăm că este un pas extrem de pozitiv în care vine în întâmpinarea dorinței fermierilor și le stăm la dispoziție cu orice detalii, pentru că într-adevăr agricultura nu mai este de mult un aspect static și conservator, ci are evoluții de la an la an extrem de variate, motiv pentru care trebuie și noi cu partea tehnologică să ne adaptăm. Domnul Mușat, cercetarea, inovarea au roluri extrem de importante în cadrul schimbărilor climatice, pentru că asta se întâmplă de o bună bucată de timp. Traversăm aceste transformări, aceste schimbări, modificări, fie că avem ani foarte secetoși, fie că după secetă vin foarte multe precipitații. Chiar vorbeam zilele trecute cu mai mulți fermieri care au ajuns în momentul de față să nu-și mai dorească aceste ploi, aceste precipitații, pentru că au apărut deja băltirile, ei se confruntă acum cu un alt fenomen. E clar că cercetarea trebuie să țină pasul și mai mult decât atât să anticipeze oarecum transformările astea la care suntem supuși, pe care ni le propune natura. Din punctul ăsta de vedere, sunt convins că firma la care dumneavoastră lucrați face eforturi substanțiale deosebite să vină în întâmpinarea fermierilor cu soiuri și hibrizi performanți care vizează și aceste lucruri, aceste aspecte. Ok. Da, aveți perfectă dreptate și primul lucru pe care l-a făcut firma la care lucrez, care se numește KVS, este să vină cu programe de ameliorare, în special la porumb, eu acolo lucrez, la ameliorarea porumbului, dar și pe alte specii, cât mai localizat. Pentru informarea ascultătorilor dumneavoastră, firma KVS are peste 20 de programe de ameliorare numai în Europa. Asta înseamnă că există un program de ameliorare în România, unul în Ungaria, unul în Serbia și așa mai departe. Nu mă apuc să enumăr absolut toate țările. Făcând ameliorare cât mai specifică, cât mai adaptată condițiilor în care urmează să vinzi acei hibrizi sau să cultive acei hibrizi, mărești foarte mult șansele de a găsi acei hibrizi care corespund cerințelor și acestor schimbări climatice. Normal că eu ca ameliorator merg foarte mult pe acea sintagmă ascultă vocea fermierului, pentru că el este utilizatorul nostru final, este cel care plătește pentru semințele pe care noi le creăm. Semințele astea trebuie să aibă o valoare foarte bună. În primul și în primul rând, știm cu toții că soiul zonat sau hibridul zonat reprezintă principala verigă tehnologică în lanțul tehnologic. Treaba mea ca ameliorator este să-i pun la dispoziție o paletă mai largă de hibrizi în aceeași grupă de maturitate, din care fermierul să aleagă cel mai potrivit hibrid sau soi pentru ferma dumnealui sau pentru condițiile dumnealui. Să știți că și în interiorul aceleiași ferme există sole foarte productive, cu permeabilitate foarte bună, cu profunzime, cu capacitate de reținere a apei foarte bună și înmagazinarea căldurii, dar la fel de bine există și sole mai tasate, mai compactate, pe care se pretează cu totul și cu totul alți hibrizi. Și atunci, în primul rând, alegând mai mulți hibrizi adaptați diferitelor condiții pedologice din ferma respectivă, considerând aici că, bun, condițiile climatice ar fi oarecum uniforme peste toată ferma, dumnealui, fermierul, nu face altceva decât să-și securizeze producția și, în final, profitul. Să știți că o calitate excepțională a seminței certificate,
Da? Se obține în câmp, să fie clar. În stație doar o finisăm un pic, îi mai dăm un aspect comercial, o calibrăm, dar calitatea ei, valoarea ei culturală și calitatea și absolut toți indicatorii de calitate, de puritate genetică, fizică și așa mai departe, în câmp se obțin. Dar dacă nu e îndeplinită prima condiție, aceea de a produce din hibrizii zonați, din hibrizii cei mai performanți această sămânță, noi pierdem undeva, nu noi, pierdem și noi, producătorii de sămânță, cercetătorii, companiile de cercetare, mai bine spus, dar cel mai mult pierd fermierii. Și atunci este bine să existe această sinergie între cultivarul zonat, calitatea seminței în sac și, mai departe, tehnologiile pe care fermierul le aplică în ferma dumnealui. Acestea ar fi cele trei aspecte de luat în considerare atunci când te aștepți la o confirmare a valorii hibridului pe care tu l-ai ales. Pentru că acel hibrid este un organism viu, trebuie avut grijă de el, prin tehnologiile aplicate trebuie să-i maximizăm potențialul. Și mai aici un aspect legat de faptul că se recomandă, se spune tot timpul, potențialul genetic al acestui hibrid este de 17-18, chiar se vorbește de 20 de tone, la hibrid tardiv chiar peste. Noi ar trebui să vorbim mai degrabă despre un potențial optim economic sau de o maximizare a profitului, pentru că până la urmă asta contează cel mai mult. Noi suntem responsabili de a asigura producții cât mai bune pe unitatea de suprafață. Suntem responsabili, cercetătorii, amelioratorii, să asigurăm creațiile acestea care să poată să valorifice cât mai mult potențialul natural, să valorifice cât mai mult aceste schimbări climatice, adică să reducă impactul acestor schimbări, dar mai departe responsabilitatea fermierului este să își maximizeze profitul. Pentru că asta este, investește o sumă pe hectar și știm cu toții că fără minimum 2.800-3.000 de lei pe hectar nu poți să vorbești de o agricultură oarecum performantă. Dacă vorbim și de irigare, costurile cresc mult, pentru că odată cu irigarea cresc și normele de fertilizare și atunci fiecare își face schema de profitabilitate. Și noi, pe de o parte, companiile de ameliorare, de cercetare, da? Cei care punem la dispoziție sămânța, dar mai ales fermierul. Dacă dumnealui nu e mulțumit, o să avem și noi probleme. Bun, 10 secunde de publicitate și ne reîntoarcem. Creștem împreună cantitate și calitate fără stres aplicând produsele naturale AgriTechno pentru cultura ta. Alegi biostimulatorii din gama AgriTechno, alegi performanța. Am revenit în direct. Expoziția de la Fundulea avea și rolul ăsta, unde fermierii veneau și dialogau cu producătorii, cu cei care comercializează acolo atât semințe, dar și mașini și utilaje agricole. Erau și loturile acelea demonstrative unde puteau compara, puteau vedea ce hibrizi sunt, ce calități au și așa mai departe. Iată că lucrul ăsta îl facem acum prin mediul online. Îi informăm, le aducem la cunoștință toate datele de care au nevoie. Spunea doamna Crețu că rămâne de văzut dacă va fi un an bun pentru culturile de primăvară, pentru că și aici depindem în continuare de ploi de precipitații. Cei drept sunt semne ceva mai bune până în momentul de față, dar să nu uităm că până la recoltat mai e ceva timp. Vă rog, doamna Crețu. Da, în primul rând, un târg precum Agriplanta Romagrotec era prilejul ca noi fermierii să ne întâlnim, să discutăm, organizațiile de fermieri, să discute într-un mod organizat. Cu ocazia unui astfel de târg aveam diferite forumuri, diferite conferințe interne ale noastre, ale fermierilor, dar și cu specialiști din agricultură, din agribusiness sau cu autorități locale sau naționale.
Acesta era motivul principal pentru care fermierii veneau acolo, alături de, bineînțeles, a vedea cele mai noi tehnologii, cele mai noi utilaje agricole și chiar culturi într-o mai mică sau mare măsură. Astăzi nu mai este posibil acest lucru și pot să spun că este cu adevărat un mare minus, pentru că într-un an atât de secetos și atât de complicat, un târg precum Agriplanta era momentul în care, cu toată supărarea, cu toată tristețea, cu toate grijile cu care am fi venit, aveam ocazia să discutăm măcar cu colegii noștri fermieri și acesta era un lucru extraordinar. Nu se mai întâmplă, ne vedem online, e bine și așa, încercăm să găsim o modalitate de a comunica, dar sperăm să ne întoarcem în câmp, acolo unde ne e locul, cât de curând, și poate în toamnă vom găsi momente de bucurie la cultura porumbului, astfel încât fermierii să poată schimba experiențe unii cu ceilalți. E important și acest aspect. Fără doar și poate că toate aspectele astea converg într-o direcție fericită pentru fermieri, pentru cei care lucrează și își pun speranțele într-un an agricol, pentru că depind de schimbările climatice, depind de cercetare, de inovare, de mașini, de tehnologii. La fundulea de fiecare dată oamenii puteau asista la diferite evenimente practice. Vedeau cu ochii lor ce se întâmplă. Discutau, dialogau cu producătorii de mașini și utilaje agricole și era o sursă de informare. Exact. Primeau practic informația de la fața locului. Dar asta nu înseamnă că agricultura stă pe loc, asta nu înseamnă că de aici viața nu continuă și mai departe. Important e să ne adaptăm cu toții la schimbările astea pe care numai culturile sau agricultura le traversează, le traversăm și noi ca oameni și sunt convins că prin intermediul dumneavoastră și a celor care lucrează în cercetare, în inovare, lucrurile astea vor fi posibile. Vreau să discutăm după publicitate și despre mașinile și utilajele agricole care au capacitatea de a-i ajuta să conserve apa, pentru că vorbim de apă și de nevoia asta de a da apă plantelor. Cu sprijinul, bineînțeles, al domnului George Stenson, să vedem ce propune, ce ne oferă Case IH și Steyr pentru perioada următoare.